Salutare, domnule! Salut! Spune-mi cu ce te putem noi ajuta în această zi frumoasă de vineri, cred că este. Da. Sper că mă puteți ajuta cu multe. În primul rând, prima întrebare se referă la acele contexte imposibile în care eu mă găsesc acum, dar mi l-am provocat singur, să zic așa. Fiind scos pe dreapta de o problemă medicală, mi-am dat seama că treaba merge foarte mult și foarte bine și fără mine. Și eu fiind implicat în partea destul tehnică a business-ului, noi facem decorațiuni interioare, perdele și draperii și eu mă ocupam foarte mult cu băieții pe teren, pentru că mie nu-mi place să stau în birou. Mergeam la instalări, adică mă ocupam de partea asta. Soția se ocupa de partea mai soft, să zic așa. Și acum, problema medicală fiind una care m-a indisponibilizat și m-a imobilizat, băieții se descurcă foarte bine singuri. Întrebarea este, cu ce mă sfătuiești să încep ieșirea din operațional după ce mă fac bine, să zic așa? Păi din ce văd deja ai ieșit din operațional. Ah, ok. Nu te Dar ce să mă... întoarce. Ah, să nu mă întorc. Primul pas este să nu mă întorc. Eu de fiecare dată când văd oameni care sunt foarte blocați, mai ales antreprenori care sunt foarte blocați în operațional și zic nu merg lucrurile fără mine, nu se poate, și mai ales antreprenori care nu se pot abține să se bage ei în operațional. Ce le spun, cea mai simplă modalitate să faci trecerea este să-ți muți birou în afara companiei și să lucrezi doar de acolo o perioadă destul de lungă de timp. Este cea mai simplă modalitate. Putem să o luăm noi psihologic și să lucrezi la valori și la credințe și la toate rahaturile. Cea mai simplă modalitate e mută-te de acolo. Pentru că e și cea mai bună modalitate să înveți să faci management corect, pentru că atunci când nu ești, nu poți să intri peste lucrurile mici, peste mijloace, să te bagi acolo, să te bagi acolo, ajuns să fii obligat să evaluezi ce fac oamenii tăi prin rezultate, prin KPI-uri, prin raportări, prin evaluări și nu prin a sta în spatele lor să vezi ce face fiecare și să intervii tu că tu le știi foarte bine. Știi? Că așa suntem noi, ăștia suntem ca antreprenori, mai ales când pornim de la zero. Pentru că ăsta e un lucru care îl aducem cu noi. Tocmai pentru faptul că am pornit compania asta de la zero, am știut fiecare mic lucru care se întâmpla în companie și noi am știut să-l facem și e foarte greu să schimbăm acazul. Așa că recomandarea mea, aștept să o zic și Adrian pe a lui, dar recomandarea mea este nu te întoarce la birou. Să mai stau acasă. Nu neapărat acasă, ia-ți birou în altă parte. Numai nu te întoarce la birou. Cât ai zis tu? Cât ai fost scos din uz până acum? Păi deja am 3 săptămâni. 3 săptămâni. Mai stai măcar 6. Am Cum? înțeles. Măcar Zic, și mai 6. trebuie să mai stau. Da. Da, ok. Domnule, Mulțumesc. este dilema mea de astăzi de dimineață, ceea ce subiectul și întrebarea ta. M-am trezit astăzi de dimineață la birou, pe la 7:30, în operațional. Am deschis eu niște rapoarte, mi-am dat seama că sunt niște lucruri care nu merg cum trebuie, ne-am luat repede foile, uite-le aici, am început să-mi scriu chestii. M-a ținut vreo sfert de oră, după care undeva cineva, o voce, cred că a fost Cățănescu, m-a întrebat, bă, ce dracu faci, ai nebunit? Deci, mi-era și mi-este un dor de operațional, de nu mai pot. Mi-e dor, că sunt multe chestii pe acolo, pe acolo, prin platformă, le văd eu altfel, sunt lucruri de făcut. A, nu spun că deja eram pe 99 Design, că trebuie să facem, trebuie, nu să facem, trebuie refăcut un design pe un modul și era repede acolo să dau eu drumul la o licitație, să caut un designer și m-a ținut un sfert de oră, după care mi-am dat seama, zic, bă, nu, 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 hai, hai, hai un pas în spate, oprește-te, am deschis leacul și am început să deleg. Și am reușit să fac asta Am înțeles.
8:30 eram gata. Da. Mi-e dor. Deci le înțeleg perfect când este dor de operațional, de nu mai pot. Am senzația aia că dacă sunt eu acolo, lucrurile se vor mișca mult mai repede. Și ghiște, am dreptate, sunt sigur de asta. Da. Dar, am învățat în anii ăștia, cel puțin în ultimii 2-3 ani, că e mult mai sănătos pentru mine, pentru kilogramele pe care le am, pentru business-ul pe care îl conduc, să deleg și să-i las pe oamenii ăștia să greșească ei, să învețe ei și doar să-i ajut așa, din rolul de consultant, nu din rolul de owner sau de CEO. Deci, recomandarea mea ar fi, nu te întoarce, asta ar fi. Ideea e că, apropo, și eu am, la fel cum are Adrian dor de operațional, la fel mi se face și mie constant. Deci am nevoie să fac eu ceva. Nu pot să stau doar în management pentru că nu ăsta e tiparul meu. Știu oameni, știu antreprenori care iubesc să stea doar în management, nu vor să se ocupe de absolut nimic și e tiparul pur de antreprenor detașat de business, căruia îi plac doar cifrele, care eu îl numesc antreprenor jucător. Eu, ca să mă simt și eu împlinit, am nevoie, stau în partea de management cât e nevoie, însă eu personal îmi iau proiecte. Îmi iau, dar nu mai mult de un proiect de care să mă ocup eu, ori ca manager al acelui proiect împreună cu echipă și să facem lucruri interesante împreună acolo, ori un proiect de unul singur. Pentru că altfel nu mă simt bine, dar le separ. Nu blochez compania pentru că eu mi-am luat un proiect. Nu, compania merge pe procesele ei și așa mai departe. Și de cel mai multe ori văd eu o oportunitate în business și zic ok, următoarele 3 luni mă ocup eu de proiectul ăsta. După care de cel mai multe ori, cum îmi stă în fire, mă plictisesc de proiectul ăla, l-am delegat și apoi, Doamne ajută că îmi permit să fac chestia asta, să-mi iau alt proiect. Dar nu mi-ocupă mai mult de 20% din timp sau 20-30% din timp. Dar da, așa e. Uite, și aici asemăn foarte mult cu Adrian. Nu pot, am nevoie să fac ceva și din operațional. Trebuie să fac. Mai ales că la noi partea de care m-am ocupat foarte mult de la începutul business-ului și pe care am crescut a fost partea asta de final, adică de creație. Eu m-am suit pe scară, am stat cu bormașina în mână. Asta îmi place. Cu băieții acolo, în tranșee, să zic. Eu, când mi-am luat un an sabatic, mi-am construit atelier în living-ul din apartamentul în care stăteam în București, nu știu, au 9 ani. Și mi-am luat circulare, mi-am luat deci atelier pe bune, când m-am apucat eu să învăț să construiesc un CNC, pentru că nu Foarte pot tare. să mă abțin. Dar, din nou, poți să-ți faci și nebuniile astea fără să blochezi compania. Adică fără să te duci să te bași tu în operațional. Una este să ții un proiect foarte bine delimitat, alta este să fiu eu în operaționalul companiei. Sunt foarte diferite. Și mai zicea Adrian un lucru foarte interesant înainte, spunea, e adevărat, dacă eu sunt acolo, lucrurile se mișcă mai repede. Și este foarte adevărat. Asta și eu asta. Însă, tu poți să fii acolo pentru atâtica. Pentru atâtica poți să fii Nu acolo. e scalabil. Nu Nu e e nici scalabil. replicabil, nici scalabil. Exact. Și atunci, da, în atâtica lucrurile pot să meargă mai bine dacă tu ești acolo. Dar dacă tu nu ești acolo, lucrurile merg ceva mai încet. Se mișcă cu o viteză ceva mai mică, însă pot să se miște 30, 50, 100 de lucruri în același timp. Și cu o cadență. Asta e ceea ce nu înțeleg majoritatea antreprenorilor și de ce se întorc înapoi în micromanagement și în operațional. Pentru că în momentul în care au lăsat operaționalul din mână și îl conduc corect, ei văd că merge ceva mai lent decât mergea dacă ei erau acolo. Și atunci au tendința să zică, ok, mă întorc acolo ca să dau eu boost-ul ăla de 20, 30, 50%. Dar nu de acolo vine valoarea. Pentru că, să zicem, și cu o scădere de 30% a echipei
din prezent de operațional, tu dacă stai în management, poți să pui încă 10 astfel de echipe. Ceea ce pentru bottom line-ul companiei și pentru creșterea companiei este mult mai sus decât dacă tu creșteai cu aia 30% echipa pe care o aveai. Și nu poți să le faci pe ambele. Pentru că ca tu să crești cu 30% rezultatele echipei pe care le ai, ție ți ia 80% din timp. Și atunci nu mai ai timp să mai faci încă 7 echipe. Aici e balansul. Mulțumesc foarte mult! Da, bună așteptare, dragule! Cum spuneam la început, business-ul l-am început împreună cu soția mea și așa îl conducem și în prezent. Dar nu avem încă management angajat, ci doar roluri de operațional. Uh-huh. Am început în decembrie, după cursul cu tine, să implementăm sistemul de management, prezentând sistemul în primă fază unuia din liderii informali. Din păcate nu am reușit să trecem la următorul pas. Ei au început să-și scrie responsabilitățile, așa cum le-am spus. Și acum, practic, aici suntem blocați. Și pe de altă parte, din cauza lipsei de disciplină și a indisponibilității de a sta în chestia asta o perioadă, sugerez angajarea unui asistent și care să se ocupă de fluidizarea acestei implementări și care ar fi un top de responsabilități pentru el. Adică cum ar trebui să pun problema atunci când fac anunțul de recrutare. Pentru că e clar că nu am nevoie de un manager la nivelul nostru, adică nici nu mi l-aș putea permite momentan. Asta nu. Ai început implementarea. Ai pornit cu stângul, ca să spun așa. Te-ai grăbit. Implementarea sistemului de management nu se face, nu se începe cu responsabilitățile. Văd că absolut toată lumea, când aude și vede prima dată să iau contact cu sistemul de management PDF, asta este prima grijă. Responsabilități, pentru că cumva vedem valoarea acolo, te aștepți ca din momentul în care l-ai trecut, ți se vor clarifica lucrurile, angajații vor ști ce au de făcut, tot o să fie lapte și miere. Dar în momentul în care te duci prima dată cu responsabilități, încerci să introduci responsabilitățile, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat la tine. Te lovești un zid imens, da, de o rezistență la schimbare foarte mare. Nu neapărat. Oamenii poate vor... Pentru că ei au fost receptivi. Aici a fost exclusiv din a mea și am putut să duc mai departe. Scuze că te-am întrebat. Deci ori te lovești un zid foarte mare și de rezistența la schimbare, ori nu vei avea disciplina să implementezi. De ce? Pentru că introducerea responsabilităților este abia în a treia fază de implementare a sistemului de management. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să faci implementarea managementului creșterii. Tu începi, și nu doar tu, repet, majoritatea antreprenorilor asta fac în momentul în care nu sunt ajutați, nu sunt ghidați. Se duc, ascultă cursul, văd webinariile lui Răzvan, văd discuțiile, văd MBA-ul și zic ok, ne apucăm de responsabilități că par cele mai la îndemână. Nu! Începi cu managementul creșterii. Începi prima dată cu întâlnirea trimestrială. După ce ai întâlnirea trimestrială, începi să faci întâlnirile zilnice de evaluare de progres. După ce ai făcut chestia asta 3 luni de zile și te-ai obișnuit cu mecanismul ăsta 3-6 luni de zile până când îți sunt clare mai multe lucruri, abia după aia poți să intri în managementul vârtejului. Dar primul pas este managementul creșterii, nu managementul vârtejului. Și da, înțeleg de ce ai făcut asta și de ce încearcă antreprenorii să facă chestia asta, pentru că așa am făcut și noi prima dată și ne-am blocat. Am implementat tot acum 4 ani de zile, întâlnirea zilnică. Păi ne-a luat 3 ani jumate ca să scoatem ceva valoare de acolo. Ea se făcea în fiecare zi, dar într-un mod ajunsese să fie pedeapsa zilnică. Era urâtă pur și simplu. Alea 10-15 minute era urâtă în companie. Deci aici e issue. Încep cu managementul creșterii, încep cu întâlnirea trimestrială, ai metodologie, dacă ați cumpărat cursul sau ați urmărit MBA-ul, sunt lucrurile explicate foarte clar ce aveți de făcut. Și abia după aia ajungi în managementul vârtejului. Încep cu managementul creșterii. Pentru că altfel nu vei implementa nici în 5 ani de zile așa cum trebuie sistemul.
Da? Lucrurile astea au fost gândite, sunt calculate, adică sunt rodate, ca să spun așa, odată experiența lui Răzvan de 16 ani, dar și experiența noastră, a celorlalți care am implementat sistemul ăsta, a fost ca Răzvan să aibă habar de noi, după care ne-am pus la masă și am zis, băi, uite, cam așa am făcut noi, uite ce s-a, cum vedem noi lucrurile, hai să vedem cum se poate îmbunătăți sistemul. Dar dacă nu este urmărit pas cu pas, așa cum este dat, nu vei putea să-l implementezi. Va rămâne o chestie teoretică foarte faină și văd mulți antreprenori cu care stau de vorbă și care au preluat cuvintele, au preluat conceptele. Adică, dacă stau de vorbă cu ei, mamă, bravo, frate, foarte tare. Și întâlnirea trimestrială când o faci? A, păi n-am avut timp acum, o facem peste 2 luni, dar ne-am apucat de responsabilități. Păi ești pe drumul, cum să spun eu, pe cel mai rapid drum către eșec. Mă, da, și Mergi în direcția greșită, da, am înțeles. spun în cursul ăla, de mi s-a luat mie, spun în cursul ăla, ordinea în care se implementează. Și v-am dat și obiectivele. Sunt scrise obiectivele în exemple de obiective, primele patru obiective. Sunt obiective trimestriale, sunt patru obiective trimestriale pe care să le ai în primul trimestru de implementare, în al doilea trimestru de implementare, în al treilea trimestru de implementare și în al patrulea trimestru de implementare. Adrian conduce câteva grupe de antreprenori pentru implementarea sistemului TBF de management și el își bate capul exact cu problemele astea. Pentru că antreprenorii vin și zic, da, dar îmi doresc să ajung mai repede la responsabilități sau hai să trecem, nu pot să fac întâlnirea trimestrială asta într-o zi sau o zi jumate ca să ajung mai repede acolo. Și tocmai pentru că vor să ardă etape, în loc să le ia un an de zile să implementeze un sistem de management care să-i scoată total din operațional și compania lor să crească fără ei, poate să le ia 5 ani sau să nu ajungă niciodată să-l implementeze complet, pentru că până la urmă renunță și nu dau vina pe ei, dau vina pe sistem, pentru că ne e mult mai ușor să facem asta. Știi? Și nu e vina mea, eu am încercat, eu le-am dat oamenilor responsabilități, eu am făcut aia și așa mai departe, dar n-a funcționat. Ideea este așa, managementul creșterii se ocupă de tot ceea ce vrem să creștem, să îmbunătățim, să aducem nou sau să schimbăm în compania noastră. Introducerea unui sistem de management înseamnă introducerea unui lucru nou în companie. Modalitatea în care îl manageriem este prin uneltele din managementul creșterii, nu prin uneltele din managementul operațional. Pentru că managementul operațional sau managementul vârtejului are scopul să mențină lucrurile la același nivel, la un standard. Nu să implementeze lucruri noi. Nu prin managementul operațional noi implementăm lucruri noi, ci prin managementul creșterii. Și dacă nu ai implementat, cum a zis Adrian, întâlnirea trimestrială ca să aveți obiective clare și asumate, apoi întâlnirea zilnică ca să te asiguri și să vă asigurați că toți care sunteți implicați în creștere, faceți ceva zilnic pentru acea creștere, apropo de disciplina necesară. Și apoi, întâlnirile de evaluare de progres, care se întâmplă odată la 2 săptămâni, să ajute oamenii să stea pe drumul necesar implementării, dacă nu ai astea, tu degeaba vii și pui un sistem în brațe, pentru că se va pierde pe drum, la fel cum se pierde orice alt obiectiv. Pentru că de asta nu merge managementul prin obiective în majoritatea companiilor românești. Pentru că nu e mare lucru să stabilești obiective. Oamenii stabilesc obiective. La fel cum ne stabilim în viața personală. Vreau să slăbesc, vreau să mai fac atâția bani, vreau să merg acolo, vreau să-mi adaug nu știu ce la casă și așa mai departe. Ne punem obiective personale. Toți facem asta la începutul anului sau când naiba o facem. Problema este că după nu avem niciun sistem. Nu avem un proces care să ne mențină focalizați pe acele obiective astfel încât să le și îndeplinim. Și ăsta e și motivul pentru care statisticile nu arată deloc bine când vine vorba de îndeplinirea obiectivelor, pentru că mai puțin de 3% dintre oamenii care își stabilesc obiective le și îndeplinesc.
Înțeles. Dar partea interesantă este că, deși sunt mai puțin de 3%, mai puțin de 3% dintre cei care stabilesc obiectivele și îndeplinesc, cei care totuși stabilesc obiective și nu le îndeplinesc, toți stau mai bine decât cei care nu stabilesc absolut deloc obiective. Așa că e o cascadă așa foarte interesantă. Dar da, ai început cu... Ai pus carul în fața boilor, pe românește. Și în cazul ăsta în care nu avem manager, cu cine trebuie să fac întâlnirea trimestrială? Cu mine în primul rând, asta știu. Păi, Și din ce știu, ai o dragă soție care lucrează alături. da. Noi doi, am înțeles. Și te uiți la tine în companie și zici, ok, ce oameni pot eu implica în creștere? Ce oameni pot eu implica? Exact. Ce oameni pot eu implica în implementarea, în creștere, pur și simplu, da? Și atunci O iau să sau... oamenii și îi duc acolo. Uite, am o întrebare aici. Ce părere ai dacă suntem în proces de recrutare pentru un lider și în procesul ăsta de recrutare îl invităm la trimestrială? Dacă se nimerește să avem trimestrială înainte ca el să ne dea ok, adică în procesul de recrutare. Vrem un lider nou pe marketing, dau un Da, exemplu, da. și îl aducem. Suntem în procesul final și încă e un debate acolo. Nici el nu știe, nici noi nu știm dacă ne potrivim. L-ai aduce 3 zile la trimestrială? Să Asta e. vadă cum faci lucrurile în companie? Nu vine să dau răspunsul, pentru că sunt momente în care eu o fac și sunt momente în care zic nu. Și nu știu să explic cum ajung la Atunci, concluzie. de ce? Exact. Pentru că am făcut asta. Și am dat-o în bară total. Am adus oameni care încă nu erau în companie, i-am adus în trimestrială și ori s-au speriat de ce era acolo, deși erau oameni buni, însă au fost pur și simplu puși în fața unui monstru. Aoleu, câte obiective, aoleu, câte lucruri n-au mers bine, aoleu, câte aia, câte aia, câte aia. N-au fost cumva introduși treptat. Pe de altă parte, unul dintre cei mai mișto oameni pe care i-am recrutat, prima oară au participat la o trimestrială și au zis, wow, vreau și eu să fac parte dintr-o companie care lucrează așa. Deci, Și uite, o mică poveste aici. greu. Eu îl știu pe Silviu Cernat de 5-6 ani de zile, noul nostru CFO. Și îi tot spuneam, băi, știi că la noi, dacă ai vrea să vii, dacă... Na, omul lucrând în sistemul bancar și fiind foarte bine acolo, nu percuta, nu prezenta interes, și spuneam noi. Și acum un an jumate zic, bă, uite, care am nevoie de tine să mă ajut să înțeleg niște lucruri. Noi avem manager financiar și așa mai departe, dar aș da și o perspectivă din afară. Zic, hai să, uite, iau și pe Ina, pe soția lui, și sunteți invitații noștri la trimestrial. Și l-am adus la, prima trimestrială a fost la Râșnov. După trimestriala de la Râșnov, la 2 săptămâni, a venit și a zis, da, gata, vin la voi. N-am văzut așa, îmi place, am stat acolo, am înțeles. Și a mai venit la încă una, chiar deși nu începuse. El a început acum în februarie, dar a venit și la trimestriala din ianuarie la noi, înainte să înceapă Uite job-ul. că acum... Și a funcționat foarte bine. Adică a fost momentul în care am putut să-l aduc. Dar, acum ascultându-te și pe tine și punându-mă întrebarea, sub nicio formă nu cred că ar fi fost o decizie bună să-l aduc acum 3 ani la o trimestrială. Adică când lucrurile nu erau așezate, când lucrurile nu se știau, nu, managerii nu erau prinși în sistemul ăsta de management. Și atunci era cu ceartă, cu plâns, cu... E că ne clarificăm și noi în timp ce vorbim acum unul cu altul. Îmi dau seama, vorbind acum cu tine, că de fapt ceea ce sau chestiile care eu le luam pe instinct, deciziile, instinctul era așa. Dacă nu aveam o relație cât de cât cu omul respectiv, nu-l aduceam în trimestrială pentru că mi s-a dovedit că iese prost. Și al doilea lucru, și o relație și să cunoască cât de cât business-ul. Nu total, nu mă interesează să știe toate detaliile, dar pentru că am fost într-o relație și am Să aibă avut, habar. exact, am avut, nu știu, 5, 6, 7 întâlniri pe parcursul a 6 luni,
a început să înțeleagă mici chestii din business. Și al doilea lucru, după care iau decizia, este dacă este un top manager, cu adevărat top manager, pe care vreau să-l aduc acolo, răspunsul este da. Dar dacă este spre middle management, dacă este un manager care aș vrea să crească la mine în companie, nu. Cred că astea sunt, sunt criteriile. Scuze-ne, domnule, am luat-o pe ale noastre să rezolv. Ne-am luat cu treaba noastră. Nu e problemă, că am băgat la cap. Ce întrebați-i tu? Dacă sugerezi angajarea unui asistent, dar dacă am început cu stângul, practic nu prea mai are sens întrebarea acum. Te întrebam dacă... La întrebarea ta cu angajarea unui asistent, eu recomand oricărui antreprenor să-și angajeze un asistent. Punct. De ce? Pentru că îi crește productivitatea foarte mult acelui antreprenor și doi, pentru că îl menține disciplinat. Asta dacă îți recrutezi bine asistentul. Dacă îți recrutezi un pushover, care, ce zici tu, faptul că el vine și spune vezi că mâine ai întâlnire de evaluare cu omul ăla și tu zici, lasă, mut-o sau fă nu știu ce și ăla zice, a bine, hai că o fac, fuck it, ăla nu e asistent. Asistentul este unul dintre cei mai importanți manageri din companie și este un om foarte organizat și disciplinat, dar care poate să țină piept. Adică să te pună în contextul în care să faci ce tu ai stabilit înainte că este bine pentru tine. Este ca antrenorul de sport. Dacă antrenorul de sport, dacă tu ții un antrenor de fitness și tu spui că în fiecare dimineață la ora 7 te întâlnești cu el să faci sport. Și în momentul în care te-ai trezit la 6:30, nu prea închefați de sport și îi dai un mesaj și zici, auzi, hai că facem mâine mai mult. Și ăla zice, hai bine, ăla nu e un antrenor bun de sport. Antrenorul bun de sport este, mișcă scurul, avem un deal, vino aici. Ăla e antrenorul bun de sport. Pentru că asta e și ceea ce vrem. Apropo că am făcut... Nu mai știu, acum un an sau doi, nu mai știu, am făcut un video și am trimis un fundament de 1 aprilie în care am zis că, normal, era o păcăleală, dar am primit zeci de mail-uri care oamenii chiar au luat în serios. Am zis că lansăm primul program, primul serviciu din România de șef pentru antreprenori. Mi-aduc aminte, da. Na? Și l-am numit Boss for Boss. Da. Păi, deci voi nu vă dați seama câte mail-uri am primit să zic, ok, cât costă programul? Unde pot să mă înscriu? Și ideea e că nu a zice că nu are valoare un astfel de program. Ar avea o valoare imensă. De fapt, uite, ceea ce face Adrian și cum implementează sistemul de management în atât de multe companii, din atât de multe industrii, acolo trebuia să numim programul la Boss for Boss. Că Adrian, mare parte din ceea ce face, în afară de faptul, da, le clarifică lucrurile și le arată, uite, aici greșește întâlnirea trimestrială, vezi că aia nu o faci bine, aia trebuie făcut așa și așa mai departe, din toată experiența pe care o are în implementare, dar o mare parte din succesul pe care îl are acolo este pentru că este șeful lor, în contextul ăla. Adică el poate să-i tragă la răspundere și să zică, bă, mâncați așa, ok, tu mi-ai zis că luna asta faci asta. De ce n-ai făcut-o? Ce se întâmplă? Ce facem aici? Și avem nevoie de asta. Avem nevoie, este o industrie din ce în ce mai mare, eu îi numesc verificator profesional. Și ăștia sunt coachii, care de multe ori ne-i luăm, coachi care ne țin către obiectivele noastre. Ne ajută să trecem... Ce? Când am început cu grupa, cu implementarea în toamnă, soția mea într-o seară îmi zice, când i-am povestit de ce facem, zice, să fii și tu mai blând. Zic, nu înțelegi, nu pot să fiu mai blând, că eu de-aia sunt plătit, ca să nu fiu blând.
Oamenii și-ar da stomic, au nevoie de cineva care să țină pe autostradă, să nu mai deviem așa, să o luăm pe drumurile laterale. Și așa este, adică, Și într-adevăr, noi așa când este. ne-am întâlnit prima oară, deci eu, sistemul TBF, dar cu e de 7 ani, și au fost mulți antreprenori care au venit către mine în timp și au zis, uite, eu am implementat în business-ul meu, mi l-am dus acolo, sunt pasionat să-i ajut și pe alți antreprenori și vreau să cresc mai de business din România. Îmi permiți să mă ajut să facem ceva astfel încât eu să ajut alți antreprenori să implementeze, știind că eu pur și simplu nu am timp. Și au zis, am încercat cu vreo 3 sau 4. Au dat-o în bară în ultimul hal. Și abia când m-am întâlnit cu Adrian și am înțeles că el odată implementase la el, implementase deja în alte companii, dar partea care am văzut-o a fost background militar, experiență de poker profesionist care te învață al dracului de multe când vine vorba de disciplină și controlul emoțiilor și multe alte rahaturi și faptul că putea să-mi țină mie piept. Și atunci, dacă îmi ții mie piept când vorbim anumite lucruri, când vine vorba de implementare, atunci da. Iar apoi când am decis să facem parteneriatul, să devenim parteneri în TBF Training, să facem ceea ce facem acum și am văzut primele luni din programul lui de implementare cum, cât de bine și cât de organizat și cât de disciplinat ține oamenii, încerc, da, asta funcționează, asta e ceea ce trebuie. Eram perfect conștient și asta îi ziceam, Adrian zicea, nu-ți fă probleme că mă descurc. Și eu eram, ok, stai, lasă-mă, am experiențele mele cum mă descurc. Pentru că știam cum sunt antreprenorii, știam că vor veni la anumite întâlniri, vor încerca să găsească scuze, vor încerca să schimbe lucrurile, că la ei este puțin nu știu cum și ar trebui să fie nu mai știu cum. Și normal că i s-au întâmplat asta. Dar având background-ul ăla și știind să țină oamenii cu disciplină, de asta și funcționează. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie să ne găsim un șef. Acum, dacă suntem bărbați și căsătoriți, avem un șef. Ăla nu se schimbă. Dar, deci nu ne va ține disciplinați în... Eu ți-am zis, mă, că femeile, soțiile de antreprenori te iubesc pe tine, deci tu ești idolul lor, serios. Nu știu, bă, că dacă e să mă uit, știam din când am fost înainte, am fost implicat în multe business-uri și din dezvoltare personală și dezvoltare profesională și așa mai departe, în majoritatea astora mari din România. Și de fiecare dată aveau 60-70% public feminin. De ce? Pentru că publicul Cel feminin e puțin. mai deschis la asta. La mine, dacă te uiți și în baza de date și în audiența de pe YouTube și peste tot, 80% bărbați. Ceea ce e normal, că nu prea sunt foarte drăguți. Dar nu știu cât mă plac. Apropo de ce ziceai tu, că mă plac. Nu știu cât mă Place, place. Deci lucruri plac. pe care doamnele, cu care doamnele rezonează. Echilibru, viața acasă, mai ales în doamnele soțiile de antreprenori, la ele mă refer. Eu sper să rezoneze bărbații cu asta. Că ei trebuie să-și facă treaba, că nu prea și-o asumă. Așa că, dragule, să-ți găsești un asistent te ajută foarte mult pe tine orice ai face. Atâta timp cât îi delegi cu adevărat absolut tot ceea ce nu necesită prezența ta acolo. Deci un asistent îți va crește productivitatea enorm de mult. Enorm. Un asistent poate să-ți dea, de exemplu, poate să-ți ia toată lista de contacte și să sune, să începe, sunt din partea domnului X, îl interesează dacă cunoașteți pe cineva care poate să facă nu știu ce, pe ce roluri cauți tu. Au, nu spune asta, te rog, te rog, nu spune asta, că mă aud antreprenorii din grupa mea de implementare și parcă îi văd la următoarea întâlnire. Yes, am sunat 20-30, am făcut.
Nu. Băi, Deci, dragilor, nu merge. e pentru voi, adică cei cu care lucrez eu. Voi sunați în continuare voi personal. Dar faptul că te ține disciplinat și, de exemplu, tu îi spui, băi, eu vreau să dau 20 de telefoane să caut oameni de recrutare, de exemplu, zilnic și să se asigure că tu faci lucrul ăla, e o valoare imensă. Iar apoi toate celelalte, exemplu, tu ai vorbit cu un om, ți-a zis că, bă, s-ar putea să cunosc pe cineva, dar sună-mă peste 2 zile. De cele mai multe ori ce fac antreprenori, se uită. La revedere. Au. S-a terminat. Acolo s-a terminat. Asistentul se asigură că nu pierzi oportunitățile. Așa că, din perspectiva mea, ajută. Iar pe partea cealaltă, că tu ai zis, noi nu ne permitem în momentul ăsta un manager direct, un manager, un top manager. Bun, Bun. bineînțeles. E partea cealaltă. De ce nu sunteți dispus să dați o parte din acțiunile companiei pentru a aduce un om cheie în companie care să vă ajute să dublați sau să triplați în următorul an sau în Ne-am următorul? gândit și la chestia asta, dar nu știm, adică am mai văzut în podcasturile precedente și ai atins un pic subiectul de self-doubt. Ei, eu am acel self-doubt, nu știu cât interes am prezenta și o să ajungem și la întrebarea asta. Cât de mult interes prezintă business-ul pe care îl facem? Business-ul nu prezintă interes, pentru că din ce am înțeles este încă mic. Da. Nu mai știu cum ai zis, 500 de mii de euro, Da. cifră Da. de afaceri și angajați. Am angajații vreo 16 pe două firme. Având și partea de croitorie. Da. Business-ul nu prezintă interes, dar viziunea poate să prezinte un foarte mare interes. Asta e ce-ți lipsește, nu business. Toți plecăm de la nimic și trecem prin stadiul de a avea business mic, după aia un business mijlociu, după aia bla 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 bla. Nu Da. aia e ceea ce te oprește. Viziunea e ceea ce te oprește să atragi niște oameni remarcabili în companie. Pentru că, Sau spune, nu neapărat viziunea, că poate aia o am, ci verbalizarea ei și promovarea ei către oamenii potriviți. Nu prea înțeleg. Adică faptul că n-am spus-o și că nu am. N-am nici măcar n-am încercat, am pornit la premisa că nu permit și că Deci nu nu sunt ai. atractiv. Deci nu ai. Da. Nu. Deci nu ai. Crede-mă, dacă o aveai și credeai în ea foarte tare și erai motivat de ea, nu poți să te abții să nu spui. Eu n-am văzut antreprenori care să aibă o viziune puternică și de care să fie cu adevărat pasionat și să se abțină în orice discuție și atunci când n-are niciun sens să spună, să nu spună viziunea lui și ce vrea. E o problemă în viziune acolo. Am înțeles. Trebuie să fie. Am văzut. Apropo de asta, uite. Am văzut mulți antreprenori cu viziune mare, dar plictisitoare. Și este interesant să înțelegem că avem nevoie de o viziune mare, dar în același timp avem nevoie de o viziune exciting. Trebuie să fie exciting. Motivațională. Exact. Să mă facă să simt ceva, acea viziune. Pentru că doar faptul că îmi pun o viziune de genul vreau să ajung la 100 de milioane cifră de afaceri și vreau să fiu cea mai mare firmă de X din țară sau din Europa sau ce naiba viziune are fiecare. Asta înseamnă că e exciting. Pentru mine nu asta nu e exciting. Nu mă trezește dimineața. Bun, mă trezește ceasul, da? Deci, important, Ștefan, aici nu este unde ești astăzi, când faci recrutare, când stai de vorbă și cauți lideri remarcabili, nerezonabili și așa mai departe, nu este important unde te afli tu astăzi, important este unde vrei să ajungi. E ca la investitori. Da? Investitorii se uită în primul și în primul rând care e potențialul tău,
următorii 3-5 ani, unde fac o investiție, care ar fi randamentul acestei investiții în compania ta. La fel e și cu acești lideri și cu acești oameni pe care îi recrutezi atunci când ești mai la început de drum. Aici povestea este cea care va face diferența. Eu am recrutat acum câțiva ani de zile un lider. El era deja în proces de recrutare cu o corporație mare din România. Și în cadrul acelei corporații exista un personaj care există și astăzi foarte expus public, din punct de vedere public. Și zic că argumentul cu care am reușit să-l conving să vină la noi a fost în felul că, păi, dacă te duci acolo, o să fii George Popescu numărul 2. George Popescu fiind personajul respectiv. Dar nu mai există loc și pentru tine. Dacă vii la termene, o să fii Alexandru Ion și după va fi termene.ro. Vei fi tu în primul rând, după care va veni termen. Și asta a fost un argument puternic pentru el, pentru că, deși în momentul de față, în momentul ăla termene nu era, eram încă micuți, dar a înțeles what's in it for him. Adică, bă, oamenii ăștia vor să facă ceva, vor să crească. Exprimarea mea a fost în felul următor. Zic, bă, vină la noi, că pe ăștia nu știu, n-or să știe ce i-a lovit, o să-i lovească trenul. Că suntem atât de focusați și atât de puși pe treabă, încât noi vom deveni lideri în industria asta. Și așa s-a întâmplat, da, trecut câțiva ani. Deci povestea, viziunea finală e mult mai importantă decât locul în care te afli acum și, bineînțeles, autentică și să fie a ta, să crezi în ea. Nu. Povești, da. Scoatem viziunea așa de dragul de a scoate viziuni, să păcălim oamenii și să-i manipulăm. Nu zic, vorbești de un prieten, nu ca știi despre ce e vorba. Am auzit la un prieten că a făcut așa. Poți să te gândești la oamenii, la liderii pe care îi recrutezi ca la niște investitori. Pentru că investesc o parte din viața lor către o viziune. Și normal vor un ROI pozitiv, dar numai că poate la investitori ROI-ul pozitiv se măsoară pur în bani și în valuation-ul companiei și așa mai departe. La lideri ROI-ul pozitiv se măsoară și în bani, normal se măsoară și în bani, dar se măsoară și în satisfacție, se măsoară și în împlinirea lor, se măsoară și în faptul că, ceea ce spunea Adrian, bă, pot să vin acolo și să strălucesc față de să mă duc într-un loc unde să fiu eclipsat. Orice lider își dorește să strălucească într-un fel sau în altul. E, numai nu te duci spre lideri care vor doar ei să strălucească, nu și echipa lor. Și aici mai e un aspect despre care am tot vorbit în ultimele luni de zile. Viziunea ta, înainte să prezinți viziunea sau când îți prezinți viziunea cu un astfel de om, trebuie să o prezinți în așa fel încât să aibă sens pentru viziunea lui. Liderii pe care noi îi căutăm sunt oamenii ăștia ideali pe care vrem să-i aducem în companie și care să ne crească compania de 3, de 5 ori, de 10 ori. Măi, viziunea vieții lor și sensul vieții lor nu este să vină să lucreze într-o companie care să devină numărul 1 și să facă 100 de milioane de dolari. Sunt și astfel de oameni, dar sunt puțini. Ei au și visele lor, au pasiunile lor, au ambițiile lor în viață, da? Vor să se implice, sunt oameni care vor să schimbe lucrurile în jurul lor, care vor, nu știu, să facă centre de educație sau vor copiii lor să crească într-o țară mai bună. Ceea ce trebuie să faci este să aliniezi povestea ta cu povestea lui și să-i arăți că el singur în povestea lui șansele sunt atât, în schimb dacă vine în povestea ta, șansele lui cresc exponențial. Îți atingi și tu visul și viziunea ta și are și el șanse mult mai mari să-și atingă visul și viziunea lui, chiar dacă creșterea asta de șanse ține câteodată strict de financiar. N-aș recomanda să țină doar de financiar, dar câteodată se poate întâmpla. De exemplu, noi la termene, eu vorbesc ca o moară stricată în continuu, de ani de zile, viziunea noastră este să construim 8 spitale în România regională. Eu asta vreau să fac, noi asta vrem să facem. Managerii mei toți știu lucrul ăsta, deci noi tragem, muncim, pentru că în 5 ani vrem să avem primul spital, în 10 ani vrem să avem încă 7. Asta este. N-are nicio legătură cu ce facem noi, cu business-ul, cu date, cu baze de date. N-are nicio legătură. Este cu totul și totul altceva. Dar toți suntem ancorați în povestea asta. La fel, am avut un business în... Vindeau ceasuri. De fapt, cel mai mare vânzător de ceasuri de prin, din România. Și la fel, una din problemele lor era... cu ce viziune să vin, pentru că nu reușesc să găsesc o viziune, o misiune care să
mă motiveze și pe mine să cresc în continuare, dar să motiveze și alți lideri să vină acolo. Și după ce am stat puțin de vorbă cu el, el era foarte pasionat de educația copiilor. Era, pentru el însemna enorm de mult, mult mai mult decât ceasurile. Și atunci tot ce am făcut a fost să spun, ok, hai să vedem. Cum ar fi ca tu, pentru fiecare 200.000 de euro care crești în businessul de ceasuri, să recrutezi unul sau doi profesori care acei profesori să ofere tuturor copiilor defavorizați și așa mai departe meditații total gratuite. Pentru el, când a înțeles, stai puțin, deci nu trebuie să fie neapărat despre ceasuri. Poate să fie despre partea asta care pe mine mă pasionează enorm de mult, iar ceasurile sunt mijlocul prin care noi ajungem să facem asta. Și în momentul în care și-a clarificat asta, asta a devenit viziunea, asta a devenit misiunea, ceasurile au fost mijlocul de a ajunge acolo, iar apoi a început să-și găsească lideri. A început să-și găsească lideri pentru că sunt mulți alți oameni care au ajuns în top și care sunt pasionați să ajute copiii pe partea de educație. Exact. Și atunci sunt dispus să vândă ceasuri cu prețuri de 5 ori mai mari decât ar fi trebuit, pur și simplu pentru că au viziunea respectivă. Așa. Asta e o chestie nouă. Deci viziunea nu trebuie să fie neapărat despre... Pentru că s-ar putea ca viziunea business-ului să nu fie suficient de atrăgătoare pentru cine trebuie. Da. Exact. Și uite, mai un aspect important aici, când vii cu astfel de viziune. Că aud de multe ori, da, dar știi că sunt oameni care nu vor să... Vor să facă doar pentru ei, pentru familia lor și este suficient. Perfect de acord și n-am nimic împotrivă. Doar că oamenii ăștia nu o să fie niciodată lideri remarcabili. În ADN-ul de leadership trebuie să existe și componenta asta de give back, de eu un termen, dar îmi scap acum. Contribuție. De contribuție, așa, faimosul termen de contribuție. Deci trebuie să existe și componenta asta. Și componenta asta de cel mai multe ori o să o regăsești sau e legată de leadership atunci când give back-ul e legat de oameni, de educație, de implicare socială. Acum, suntem din același oraș. Orașul ăsta are foarte multe probleme pe care nu le rezolvă nimeni de atâția ani. Da? Și noi aici putem să facem niște lucruri. Noi, eu cu tine, putem să facem niște lucruri. Putem să facem niște școli de croitorie. Tu poți să faci în care să implici, să alui niște resurse, să dai niște bani de la tine din profitabilitate și să ajuți într-o chestie. Eu pot să fac niște chestii de IT în care să crești și facem deja asta. Vin junior la noi și învață IT și nu ne plătesc nimic. Dacă rămân la noi, bine, dacă nu, nu. Dar căutăm să schimbăm niște lucruri mici. Liderul are în el esența asta. O să rezoneze foarte repede cu tine. Mult mai repede decât cu povestea, cum spuneai tu, domnule, să dăm găuri cu bormașina. Da, așa bine, este. Nu e foarte apetisant. Dar s-ar putea să fie viziunea prea mică. Să înfrumusețăm casele a milioane de oameni pe viitor. S-ar putea să nu atragă. Nu știu câți oameni se trezesc dimineața și zic, aule, abia aștept să-mi frumusețez camerele. Pentru că ăsta e testul. E testul, vine din marketing. În marketing, unul din cele mai importante lucruri pe care le ai de făcut este să găsești headline-ul. Cam la orice faci. Că faci un video, trebuie să-i găsești headline-ul potrivit, că dacă nu are headline-ul potrivit, poți să ai tu video genial, pentru că nu se va uita nimeni la el. Când faci un site, o pagină, un landing page, orice în care vrei să vinzi ceva, fie că vrei să vinzi ceva, fie că e pur un articol, trebuie să-i găsești headline-ul potrivit ca oamenii să vrea să citească ce este acolo. Iar testul headline-ului, care l-a explicat foarte bine Clayton Makepeace, unul dintre cei mai mari copywriter din lume, este head slap-ul în mijlocul nopții. Și anume, omul tău către care tu te adresezi se trezește în vreo noapte la ora 3
și zice, băi, să-mi bag picioarele, trebuie să rezolv chestia aia. Sau, băi, să-mi bag picioarele, trebuie să fac chestia aia. Unii Iar da. Dacă... Cum? Unii clienți de-ai noștri, da. Clienții, da. Eu nu sau prospecții, scuze. Aici vorbim că în, când vine vorba de, de clienți, chestia să-ți înfrumusețezi casa este una din un head slap din ăla. Se trezește la 3 dimineața, zice, bă, gameș, trebuie să rezolv asta acum, trebuie să-mi fac casa asta mai frumoasă. Corect. Dar acum clientul tău nu mai este ăla care vrea casa frumoasă, clientul tău este omul care să vrea să facă casa frumoasă pentru alții. Da. Și întrebarea este, omul ăla care are skill-urile alea se trezește pentru asta noaptea, zice, bă, să-mi bag picioare, trebuie să fac asta. Și e un test foarte bun pentru viziunea aia, dacă este cu adevărat puternică. Și un lucru pe care vreau să-l mai adaug este că exact aceeași confuzie care se face în partea de viziune și misiune, și anume că, băi, trebuie neapărat ca viziunea și misiunea să fie exact pe business-ul nostru. Dacă noi vindem ceasuri, dacă noi vindem servicii IT, dacă noi vindem XYZ, atunci viziunea trebuie să fie pe cât, câte servicii IT vindem sau câți oameni ajutăm în IT sau câte ceasuri am vândut sau ce cifră de afaceri facem, când poate să fie despre cu totul altceva unde vrei să contribui, iar asta să fie mijlocul. Același, exact aceeași confuzie se face cu privire la content. De foarte multe ori, eu spun antreprenorilor și managerilor și așa mai departe, când vor să-și crească brandul personal, când vor să-și crească business-ul, când vor să-și crească notorietatea, spun ok, aveți nevoie și de partea de content. Numai că oamenii zic, băi, eu vând agrafe, ce dracu să vorbesc eu despre agrafe? Sau, băi, eu vând, nu știu ce altceva, vând cărămizi, ce content să fac, să fac blog posturi despre cărămizi? Ideea este, contentul tău nu trebuie să fie exact despre exact de ceea ce faci. Ceea ce faci. Contentul tău trebuie să fie interesant și ajutător pentru potențialii clienți care ar vrea să cumpere cărămizi, agrafe și așa mai departe. Nu să fie despre cărămizi și agrafe. Da? Eu vreau să mă adresez, dacă vând cărămizi, să zicem că mă adresez oamenilor care își construiesc case. Păi am enorm de multe lucruri de vorbit, de oferit, content bun oamenilor care au nevoie asta și într-un final ajung eu și la cărămizi, decât să vorbesc pur de cărămizi. Uite, acum am cărămizi roșii, acum am și cărămizi albi, acum albe, albi. Acum am cărămizi cu găuri, acum am cărămizi pline. Nu. Și asta e confuzia, și în content, și în viziune. Bun, mulțumesc. Cu mare plăcere. Referitor la content, că uite, se leagă una cu alta, am văzut în podcasturile trecute, cred că în cel cu cofetăriile, că sugerezi angajarea unui video sau photo creator full time, care să documenteze povestea noastră în, și practic ar fi cea mai ușoară formă de marketing. Cum sugerezi abordarea lor, ținând cont că mulți din acești video creator, photo creator sunt mai mult freelanceri? Îi angajăm pe proiect sau cum să punem? Adică faptul că am recomandat aia într-un business nu înseamnă că recomand asta în toate business-urile. Business-ul nostru e foarte creativ, adică noi practic... Potrivește și la voi, doar am vrut să clarific pentru cei care ne urmăresc. Faptul că recomand ceva într-un business, vă rog, luați un contextul ăla. Spun clar când se aplică la toți, dar nu la toată lumea se aplică chestia asta. Dar da, la voi se aplică, dacă voi faceți... Asta, de aici m-am legat. Casa mai am rezumat cu chestia aia. Da, dacă voi faceți casa mai frumoasă, cu siguranță se aplică. Că e da, deci noi practic facem tot ceea ce ține de decorațiuni interioare textile, perdele, draperii, jaluzele, le producem, adică le coasem aici, mergem cu ele la client, le instalăm și așa mai departe. Cred că
ar fi o chestie de pozat, filmat, făcute tot felul de bucăți de content în sensul ăsta. Dacă tu te duci acum să recrutezi video creator bun sau photo creator bun, și să-i spui că să facă doar asta, nu o să vină. Punct. Pentru că ei sunt pasionați de video, nu de perdele. Dar dacă încep să iei pe proiect pe 2 ore sau 4 ore pe săptămână sau something like that, da? Pentru ei este un job unde pot să-și facă skill-urile, ceea ce le place lor, să facă videouri, poze și mai departe, într-un context interesant. E, contextul ăla ți îți permite câteva lucruri. 1. Să creezi o relație cu omul ăla. 2. Să ai timpul necesar să aliniezi viziunea aia de care noi vorbeam cu nevoile lui de creștere și viziunea lui de creștere a lui personal. Iar în câteva luni de zile, câteodată poate să dureze și mai mult, dacă faci asta bine, omul ăla va dori să vină la tine full time și să faceți niște lucruri extraordinare împreună. Dar nu la început. La început nu o să-ți vină. Odată că nu ai nici brandul necesar, da, ca să oferi cu adevărat o oportunitate directă în capul oamenilor. Doi, sincer, la mărimea companiei, nu cred că îți permiți un om full-time în momentul ăsta pe bun, vorbesc bun. Că sunt expensive, sunt scumpi deocamdată. Iar o altă modalitate este nu te duci la unul care e deja consacrat și bun și cu foarte multă experiență. Te duci și recrutezi studenți pasionați de video, care fac TikTok-uri, care fac chestii de genul ăsta, că tot cu cât bubuie mai mult TikTok-ul, cu atât o să crească numărul de oameni care devin pasionați de video. Asta e un lucru care se întâmplă în mod natural. Și atunci poți să găsești genul ăsta de copii care poți să iei mult mai ieftin, să le dai o modalitate să-și exercite pasiunea și apoi în timp să poată să facă o carieră din asta. Am înțeles. Și asta va ajuta, practic, fiind un domeniu preponderent feminin, ar ajuta să își creeze și soția mea un brand personal legat de asociat cu businessul ăsta. Da. Documentându-i povestea și, exact cum zice și Gary V, document not create, bănesc că ar fi util, nu? Exact. Bun. Noi facem totul la comandă. Întrebarea mea este cum vezi tu industria asta, sau cum vedeți voi industria asta de servicii custom made? Ar trebui să ducem brandul într-o zonă de luxury sau să creăm sub brandul ăsta și alte branduri care să funcționeze pe toate palierele și pe toate puterile de cumpărare? Răspunsul meu e foarte simplu și apoi las pe Adrian orice business la început și mai ales în custom made. Trebuie să înceapă cu prețuri mari. Ce? Expensive. Da, trebuie să înceapă cu prețuri mari, pentru că altfel nu ai șansă să crești. Asta e cea mai mare greșeală pe care o fac startup-urile. Vând ieftin și angajează Prețuri mici. exact, și angajează oameni nepregătiți, pentru că zic că îi cresc ei. Sau Asta fac dumping. sau dumping, da. Deci același lucru, da. Ca startup, Ideea dacă vrei să ai dumping. o șansă de reușită și mai ales când ai posibilitatea să faci custom, Numai ca asta facem. Numai ca asta. te duci luxury, prețuri mari, marje foarte mari, scalezi acolo, iar apoi când am aproape că am saturat piața de luxury și devine din ce în ce mai greu și mai expensive să cresc acolo, atunci încep să fac sub-branduri de consumer și Medium. și așa mai departe. Dar ăsta e răspunsul. N-am Asta ce. oarecum se leagă, asta oarecum se leagă de ce ai mai spus și cred că ai scris și într-un fundament de business-urile cărora le e mai bine să rămână micuțe și foarte exclusiviste. De dai un exemplu cu un restaurant din Spania care e deschis 3 zile pe săptămână și se înghesuie lumea.
Da. Pentru că, practic, te duci într-o zonă unde foarte puțini au acces, dacă înțeleg bine. Nu? Adică. Te duci într-o zonă de experiență. Chiar Oamenii plătesc experiența. Da, acolo un steak, adică pot să mă duc să mănânc un steak oriunde pe aici, la un restaurant bun și, nu știu, e 20 de euro sau ceva de genul. Păi când merg acolo, este vreo 50 de euro un steak. Și da, este cu 20-30% mai bun decât la un restaurant bun. Dar este și experiența. Și plus că mă duc acolo. Este să mă duc acolo. Și au creat un brand încât să vrei să fii acolo. Același lucru este și la voi. Adică vreau ceva custom-made. Vreau ceva custom-made pentru mine și Nu atunci. mai custom made, pentru că piața e destul de mare și sunt multe firme care oferă chestia asta, dar e vorba de customer experience, până la urmă. Cum te prezinți, cum livrezi. Asta urma să zic. De exemplu, unul din lucrurile pe care eu le-aș face într-o astfel de industrie și mai ales dacă aș vinde astfel de lucruri, este aș crea un quiz de personalizare. Dar un quiz din ce sens? De exemplu, să-ți creezi draperiile care se potrivesc personalității tale. Știu că sună ciudat și eu n-aș completa în viața mea așa ceva. Dar tot BuzzFeed-ul este construit pe astfel de quizuri, o companie care a trecut de miliarde. Sunt multe astfel de lucruri care pur și simplu funcționează. Oamenii vor să vadă, ok, dar ce ar ieși? Dacă eu îți răspund la un set de 20 de întrebări, ce design îmi recomanzi tu mie pentru niște draperii care să mă facă să mă simt bine fiecare dimineață când le văd? Da. Și atunci eu m-aș duce spre chestia asta, cum aș putea să-mi creez eu designul propriu. Pentru că da, croitori de unde să-ți facă perdele, e plin de ei, peste tot. Ideea este de ceea ce nu este plin peste tot, este să îți găsească acel design de perdea, acel design de draperie, acea schemă care să fie a ta, cu adevărat. Mai Și rău cu casa, cu personalitate, cu absolut tot, da. e destul de simplu să vezi asta. Cea mai de succes campania al Coca-Cola a fost când a început să scrie, să pună numele pe sticle. Oamenii luau cu numele lor sau cu numele nevastă sau cu numele nu știu cui. E un rahat, scrie un rahat de nume pe o sticlă. Dar oamenii au nebunit cu partea aia. Nu mi-am găsit niciodată numele meu pe o sticlă de cola. Dar aș fi cumpărat-o. Mulțumesc foarte mult. Și următoarea întrebare e oarecum legată de asta. Frecvența medie de cumpărare. Am reținut că cel mai ușor mod de a-ți crește vânzările este să faci același client să cumpere de mai multe ori sau unul dintre cele mai ușoare. Doar că la noi clienții cumpără destul de rar, pentru că noi suntem ultimii care intrăm în casa clientului atunci când se mută sau când renovează și nu le schimbă odată pe lună. Cred că Adrian știe mai bine despre ce vorbesc. Am reținut din MBA că Abia mi-am urma să. terminat clasa, adică Da. Adică încă n-am pus perdelele. am înțeles. Dar vei vedea că atunci când le vei pune, o să faci așa. Și termin cu ea pentru o perioadă de timp, cu casa. Băi, și după ce ne voi mai am? Că asta e ideea. După trebuie să fii cu alte Gazonul. produse. Poate gazonul în curte. Ei, din ce am, din ce Gazonul, am. curățenia. Da. O problemă mare pe zona de curățenie. Nu sunt servicii de calitate și alea care Întrebarea. sunt scumpe. O secundă, te rog, înainte să nu-mi uit gândurile cu întrebarea. Da, sigur. Pe zona asta de nișare, nu ți-aș recomanda și pe site. Voi pe site acolo am văzut că faceți multe, multe lucruri. Eu m-aș nișa. Și aș pune o singură chestie mare, aia, produsul care este cel mai, care are marja cea mai mare pentru voi, și aș promova produsul ăla, în primul și în primul rând. Că acum mi-a fost un pic confuz, adică am intrat, am văzut ce faceți, dar n-a fost appealing pentru mine. Adică pe zona de birouri, nu mi-aș pune draperii de alea la birou niciodată,
eu personal. Iar pe zona de home, nu mi-a ieșit nimic în evidență. Nu mi s-a părut ceva wow care să mă atragă. Asta pe Înțeleg. Zona de nișare de mai devreme. Întrebarea, te rog. Întrebarea era cum putem crește frecvența medie de cumpărare sau cum să putem să scalăm prin alte produse conexe, dacă frecvența medie de cumpărare nu poate fi crescută, ținând cont de ceea ce am spus mai devreme. Vreau să clarific puțin, pentru că Adriana este un lucru foarte important acolo. De fiecare dată am spus, vrei să crești un business rapid și vrei să crești profitabilitatea, nu vinde un singur produs. Și mai ales un produs care are frecvență mică de cumpărare. Pentru că n-ai cum să creezi un business profitabil, scalabil, cu un singur produs care se vinde rar, decât dacă produsul respectiv are prețuri foarte mari, cum ar fi mașinile. Dar ceea ce nu înțeleg mulți este că nici la mașini nu este așa, nici vânzătorii de mașini nu își fac cash flow din vânzările de mașini, ci își fac cash flow din reparații, își fac cash flow din verificările datorii, își fac cash flow din accesorii și alte lucruri. Dar faptul că spun asta și zic, ok, tu vinzi draperii și spun, cum ai zis Adrian, să zicem, mai adaugi un serviciu de curățenie și mai adaugi un serviciu de spălare a draperiilor și textilelor într-un mod profesionist și nu știu ce. Asta nu înseamnă că eu trebuie să iau toate aceste lucruri pe care eu le fac în back-end și să le pun în front-end pe site să le promovez. Pentru că asta îți distruge brandul. Asta duce oamenii într-o confuzie în care, bă, până la urmă, ce dracului îi fac ăștia? Și mai mult decât atât, nu-ți permite să vinzi la un preț mare, pentru că să vinzi la un preț mare un produs, de cel mai multe ori necesită ca în capul omului să aibă impresia că, bă, tu doar asta faci, la asta ești extraordinar. Au nevoie să simtă asta. Și atunci, ca oamenii să simtă asta, tu în front-end, adică ce pui pe site, ce promovezi de fapt, promovezi produsul tractor, promovezi draperiile alea extraordinare, alea luxury. Aia e ceea ce promovezi, aia e ceea ce văd oamenii la început, până când îți devin clienți. În momentul în care ți-au devenit clienți, urmează tot restul funnel-ului, care se poate face online, cu sales people, cu orice modalitate de a continua să-i vând omulele. Asta am vrut doar să clarific. Pe partea cealaltă, ce poți să faci în plus? Ai zis că ai deja servicii de curățenie. Acum și ăla este... De curățarea draperiilor, nu de curățenie. Așa, de curățarea... Mentenanță periodică, da. Odată. Da. Doar da, pentru da. Clienții noștri. Acolo... Nu știu... Cât la sută din clienții voștri care cumpără draperii iau și astfel de serviciu? Din ce în ce mai mulți, pentru că este foarte consumator de timp pentru un client care, de exemplu, are o casă cu 15 ferestre, să stea să le dea jos, să le pună, să nu le mai pună la loc Ștefan, cum trebuie. Ștefan. Din ce în ce mai mult. Ștefan. Dăm un procent. Păi dacă în 2019-2020 erau sub 30%, acum deja s-au dus peste 55-60. Deci cam fiecare lucrare la un moment dat în anul respectiv sau nu, una din două lucrări, scuze, va veni cu cererea asta. Asta e prima problemă. Nu aștept să vină nimeni cu cererea asta. Ți-am vândut draperia. Mi-ai dat banii pe draperia aia luxury. În momentul în care vin și ți-o pun, în momentul ăla semnez cu tine un abonament anual sau o sumă de bani pentru care eu îți voi curăța gratuit, nu gratuit, îți voi curăța draperiile pentru următorii 3 ani de 2 ori pe an. Uh-huh. Asta e prima. Și spun și de ce semnez contract cu tine eu ca și client, pentru că tu vii și îmi spui că ești foarte aglomerat, da? Ai capacitate redusă de curățare și așa mai departe și astfel mă asigur și sunt asigurat că în momentul care, după ce au trecut 6 luni, tu ai venit, o luat-o și în 3 zile mi-ai adus-o înapoi sau a doua zi. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
Exact. Înțeles. Asta e dintre lucruri. Apoi, oamenii, ce câștigă ei în momentul în care au cumpărat o draperie de calitate de la tine? Vin și o pun în casă, îi sunt mulțumit și zic, băi, ce material bun, ce bine e croită, ce design bun, corect? Da. Asta e ceea ce zic. Bun. Confort și timp. Cum? Zic, câștigă și confort și timp Lasă, nu și... le reduce acolo. Nu le reduce acolo, că alea nu sunt deloc specifice. Acum, dacă tu le-ai câștigat încrederea pe asta, orice alte lucruri care se bazează pe asta, material bun, ce frumos arată, cât de bine e cusută și așa mai departe, tu poți să le vinzi după. Fie că sunt produsele tale, fie că sunt cross-selluri, și anume tu vinzi, dar externalizezi la XYZ să-ți facă producția și așa mai departe. Da? Da. Nu cunosc atât de bine industria, probabil mi-ar trebui o oră, două să înțeleg comportamentul clientului. Da, mi-am pus o perdele, dar s-a ocupat soția mea, nu știu. Normal, pentru că Știu că a fost așa. important să avem blackout. Nu Da. știu ce chestie pusă pe spate ca să se facă întuneric în cameră. Dar Corect. în afară de asta, nu prea știu. Da. Dar dacă ți înțelegi puțin omul, pe ce ai câștigat tu de fapt încrederea, tu pe lucrurile alea poți să continui să-i vinzi alte produse și alte servicii. Da. Unul din lucrurile la care pot să mă gândesc imediat acum sunt, cum le zicem la haturile alea de le pui peste pat să arate bine patul când e făcut? Runere, runere, lenjerii și, lenjerii de pat, runere, cuverturi. Na, mi-ai făcut să mi-arate bine geamul de lângă pat. Păi nu vrei să mi-arate bine și patul dacă tot... În unele cazuri, bineînțeles că facem fit-out complet, adică... Nu, stai puțin, nu în unele cazuri. Am intrat la tine pe ușă. Ți-am pus draperia, ți-a plăcut al dracului de mult. Ți-am vândut chestia de curățenie. Păi, peste o săptămână, eu pot să zic, de la început de când ți-l vând, pot să vin, uite, ți l-am pus, îți place, da, e foarte frumos, este extraordinar, bun. Aș vrea să ne întoarcem pentru 5 minute peste o săptămână, să verificăm că stă cum trebuie, cu cutele potrivite, cu... Am învățat și eu câteva lucruri, da. Așa, mă duc și... Asta ce îmi permite? Să intru a doua oară la el în casă. Am intrat a doua oară la el în casă, am verificat, am făcut câteva îmbunătățiri la cutele respective și mai departe ca să stea ție, să-ți placă cum arată. După care îți spun, uite, avem niște materiale extraordinare noi pentru, cum naiba le-ai zis că le zice la astea de pe pat. Vrei da. Să-ți arătăm? Trebuie să intru înapoi în casa omului, iar serviciul de curățenie pentru mine, de nu de curățenie, mă, de întreținere. De spălare de draperii cu noi. Okay, da. Pentru mine, cu cât este mai des, de exemplu, dacă pot să fac, nu știu cât de des se face, dar... Medie cam de două ori pe an. Na, dacă... În jur de înaintea Paștelui și înainte de Crăciun, cam așa. Na, 90%. La români, atunci face și curățenie. Aveți și bătător, adică vă duceți și cu bătătorul portabil. Da. Cumpărarea dintre blocuri. Și atunci, pentru mine, de fapt, oportunitatea este că eu pot să intru la om în casă de două ori pe an. Păi de două ori pe an, eu ar trebui să-i vând încă ceva. Și atunci, clientul ăla cumpără de cel puțin două ori pe an. Ar trebui să cumpere de cel puțin două ori pe an. Dar trebuie să am produsele necesare și trainingul necesar pentru oamenii mei ca atunci când intră în casă să deschidă ochii și să vadă. Bă, pe patul ăla putem să spunem ceva. Apropo, că tot vorbeam de bătătorul de covoare. Covoare, de-astea, chestii. Na, aveți. Tapet și toate chestiile conexe. Nu mai promovați toate astea pe site pentru că o să o luați
razna, dacă le promovați pe toate în front-end. Promovați produsul tractor, produsul care vă este cel mai ușor de vândut și care faceți cea mai bună impresie. Și doi, nu încercați să faceți acolo, da, e luxury, da, e marjă mare, dar nu încercați doar acolo să faceți cea mai cel mai big sale, cel mai mare sale. Pentru voi cel mai mare sale ar trebui să fie apoi abonamentul de curățenie, abonamentul de aia. Ălea ar trebui, ălea sunt profit maximizere, nu primul sale. De asta nu cresc foarte multe companii, pentru că ei vor să facă toți banii în primul sale. Dar nu merge chiar așa. Și trei, aveți grijă la influenceri. Adică aveți depus draperii, luați toată lista de influencerițe care vorbesc despre toate rahaturile, mergeți și puneți draperii în casele lor gratuit, aveți expunere. Da. Mulțumim mult. Mulțumesc mult. Mai voiam să te întreb ceva. Cum vezi tu sau cum vedeți voi cum achiziția asta, de achiziția de produse de genul acesta custom în urma unui configurator pe site-ul nostru? Adică ar fi util să implementăm așa ceva? Un configurator cu toate materialele, deși e foarte greu pentru că textura materialului nu se vede decât live momentan și se simte și se gradul de opacitate, cum se așează, cum pică, astea sunt destul de greu de văzut pe o poză pe site. Eu personal nu văd aici o oportunitate dacă ești luxury. Dacă ești luxury, minimizăm foarte mult pe interacțiunea cu clientul, adică fluxul e așa, clientul vine în magazin în baza unui program. Te interesează să-ți dau drumul la ușă, să intri în casă. Aici exact. M-aș focus, aș face ceva pe site sau în zona de lead generation care să mă convingă să te primesc în casă. Și ăsta ar fi un KPI din punctul meu de vedere pentru business-ul tău. În câte case am intrat și de câte ori intrăm în fiecare casă. Pentru că de câte ori ai intrat la mine în casă, șansele să-mi faci vânzare sunt foarte mari. Odată ce te-am primit în casă, dacă ai reușit să mă convins să-ți dau drumul la ușă, o să cumpăr ceva de la tine. Am înțeles. Eu cred că are potențial, dar nu configurator pe site, ci aplicație de AR. Aia are potențial. Adică să pot să deschid aplicația, să-mi descarc o aplicație pe telefon, să pot să mă uit prin cameră la geamurile mele, la ferestrele mele și să pot să schimb, să dau swipe-uri și să schimb tipurile de perdele pe care aș putea să mi le pun acolo și să mi le pună în contextul. Acolo, randare, da. Acolo va merge. Am înțeles. Dar, da, produsul vostru este în zona sute, mii de euro, zeci de mii. Nu. De mii produsul de euro. Bă, poți să știi draperii cu foiță din aur, adică am văzut. Nu, am ajuns acolo. Cu diamante. Undeva între 3.000 și 10-15.000 casele mari. Euro sau lei? Pentru toată lucrarea. Euro. Euro, da? Da. Acum depinde foarte mult de ce sistem îți pui, pentru că noi avem inclusiv partea asta de automatizări. Șine electrice, jaluzele electrice, cu Alexa, cu toate nebuniile. Dar depinde, adică avem de la clasic tras cu mâna până la voice. Posibilitatea să oferim. Mm-hmm. Okay. De regulă facem, adică luăm proiecte cap-coadă, adică clientul cu mine la noi, facem toată casa. Se mai întâmplă, într-adevăr, când se renovează pe bucăți. O cameră, și avantajul este că asta ar fi cam cea mai ușoară schimbare de făcut într-o casă atunci când te plictisești de ceva. Pentru că e minim invazivă, nu facem praf, nu facem, dar dă un vibe mult mai fresh. Da, schimbă cam. Da. Da. Ce întrebări mai ai pentru noi, dragul?
Era una de la început peste care am sărit din greșeală. M-am tot analizat așa în ultima vreme și cred că am o mentalitate mai mult de freelancer sau un tipar de freelancer, bazându-mă și pe ce am discutat la început în prima întrebare. Însă soția mea e mult mai pragmatică și mai înspre partea asta de a delega. Cum vezi tu împărțirea de roluri? Adică, acum, luând-o T0, să zicem, și făcând trimestriala cum trebuie, noi doi, cum vezi tu alocarea de. Pentru că mă întorc la ce ai spus și în MBA, un singur centru de putere pe care oamenii să-l recomande și să nu mai mă bag pe unde nu-mi fierbe oala, pe românește. Nu pot să dau un răspuns, pentru că nu o cunosc pe soția ta. Nu te cunosc bine, foarte bine, ți înțeleg tiparele cât de cât. Din ce spui tu, ea are mult mai mult un profil de CEO decât ai tu. Da, mai ales că și domeniul e unul feminin, preponderent. Și legându-ne de brandul personal și de. Hai puțin, tu ești într-un domeniu de business unde domeniul de business este preponderent masculin. Și Ah, da. există un motiv pentru care asta se întâmplă, nu că femeile nu sunt în stare. Nu vreau să spun asta că e un bullshit, suntem la fel de în stare. Problema este că businessul este un loc, este un mediu agresiv. Ca tu să poți să reușești în business. Și de cel mai multe ori, la nivel înalt, în orice profesie, dacă ai prea multă asertivitate, dacă ești mult prea drăguț, cum care e un comportament feminin, să fiu asertiv, să fiu plăcut, să așa mai departe, asta îți blochează creșterea de fiecare dată. Asta e și problema cu doamnele care încearcă să reușească în business. Pentru că ești mult prea asertiv, ești mult prea drăguț, ești mult prea, cum zicem la cuvântul ăla, mult prea empatic. Ai o problemă foarte mare în a reuși la nivel înalt. Ai nevoie și de agresivitate. Și ăsta e motivul pentru care sunt la nivel înalt mult mai mulți bărbați decât femei. Nu pentru că femeile sunt mai puțin pregătite, au o productivitate mai mică sau nu au inteligența necesară. Bullshit. Le au pe toate. Dacă este să le iei, să ne compari după asta, suntem egali. Problema este în partea asta. Și normal, pentru că avem și mai mult testosteron, avem și mai multă agresivitate în noi și sunt multe lucruri acolo. Acum, asta nu înseamnă că o femeie nu poate să reușească ca și CEO. Sunt o grămadă de exemple. Dar dacă este să o luăm statistic, numărul de exemple este mult mai mic decât în partea bărbaților. Și din nou, nu săriți în cap toate feministele, pentru că n-am spus că femeile sunt mai puțin decât bărbații. Nu asta am spus. Ceea ce ca și CEO, nu este vorba doar de management. Și atunci, dacă ea este bună pe management și poate să organizeze mai bine oamenii și poate să îi țină mai bine, ăla e mai mult un rol de management operațional, de CEO, unde de cel mai multe ori femeile performează remarcabil pe rol de CEO. Da? Pe rol de CEO, ai nevoie, ok, de partea de strategie, unde la fel de bine poate să performeze, unde nu știu dacă poate să performeze, este, ți-am zis, partea de agresivitate. Te bați, ai nevoie să te bați, oricând lasă-mă cu flower power-ul că totul va merge, că suntem noi drăguți și sunt de treabă oameni. Nu merge, ai nevoie și de partea de agresivitate dacă vrei să reușești. Asta e perspectiva mea, sunt curios ce zice Adrian la asta. Cam un exercițiu pe care îl recomand în situația asta este să definiți tot timpul rolul din care vorbiți. Să clarificați rolul din care comunicați. Dacă și din rolul în care percepeți voi sau simțiți voi că faceți comunicare. Cu
obiectivul ca în companie să existe un singur rol de CEO, adică nu poți să fii, să fiți amândoi în rolul ăla. Da. Și exercițiul ăsta o să vă ajute mult. Adică și în familie, când comunici, bă, acum vorbesc din rolul de tată, acum vorbesc din rolul de soț, acum vorbesc din rolul de prieten, acum vorbesc din rolul de amant. Director operațional. Amant și așa mai departe. Ajută foarte mult conștientizarea și exprimarea, verbalizarea rolului din care spui. Te ajută pe tine în primul și în primul rând și îl ajută și pe celălalt să înțeleagă și ceea ce se va întâmpla va fi că trece foarte repede peste situațiile alea ciudate unde ai pus să ajungi să te iei la ceartă și să iasă fum și flăcări. Vor fi Da. Mai ușoare. Da, pentru că cred că ar fi mai potrivită, v-am spus, din cauza faptului că m-am observat și am văzut că am tendința asta de a fi eu erou, să fac eu, să fiu eu. Și atunci, freelancer. Freelancer cu angajați, cum spune Răzvan. Și atunci, nu, trebuie să schimbăm ceva. Iar ea are tiparul ăsta de a, nu știi cum se fac lucrurile, dar de a găsi o modalitate de a le face prin intermediul altora. E, asta perfect. Sună foarte bine. Ok. Deci mă dau la o parte și din calea ei. Bă, nu neapărat te dai la o parte din calea ei, vă clarificați rolul ei, ca zis Adrian. Da. Și e important asta. Și mai mult e important să arăți respect. Fiecare, mai ales când suntem într-o relație și... avem și lucrăm în chestii în care business-ul ne pune în diferite situații, ne pune în contextul de a ne bate cap în cap pe anumite decizii. E normal. Dar asta înseamnă că să nu o facem cu respect și să înțelegem cu adevărat rolul. Adică, băi, rolul ăsta poate să ia, e rolul care are ultimul cuvânt în deciziile de aici. Iar eu, ca pe rolul ăsta, ultimul cuvânt în deciziile de aici. Avem nevoie să înțelegem asta și să respectăm rolul. Pentru că asta transmite respect omului. Asta nu e, apropo de asta, asta nu e doar cu soția. Ar fi bine... Da. Vă rog. Mai avem timp de o întrebare? Te rog. Noi în momentul de față avem două magazine, unul în Ploiești, unul în București. Și voiam să te întreb dacă consider că gen modelul ăsta de business este francizabil, fiind un domeniu destul de creativ și am tot văzut la tine faptul că nu recomanzi sub nicio formă vinderea de franciză către un om pasionat. Și cred că primii care s-ar înghesui la genul ăsta de business pentru că el e prezentat frumos și e creativ și așa mai departe ar fi oamenii pasionați. Crezi că ar fi mai bine, chiar dacă ne va lua mai mult timp, să ajungem la o rețea proprie de magazine sau vezi modelul ăsta de business francizabil? Eu văd modelul ăsta de business francizabil, dar depinde de cum. Că și francizarea asta poți să faci mai multe feluri. Se poate franciza partea de sales, montaj și așa mai departe. Partea de creație, voi să fiți furnizorul unic pentru acea franciză. Adică de croitorie, de atelier, partea de atelier. Ok. Atunci, poți să francizezi partea de, ok, îmi fac un business, îmi găsesc niște oameni buni pe partea asta, vând toate modelele de draperii pe care noi le avem, apoi au un configurator ei, să zicem, să poată să personalizeze pentru client și așa mai departe, dar în momentul în care s-a bătut palma, toate chestiile astea merg la voi, ei nu pot să vândă altceva decât ce este în acel configurator, ca să poți să menții franciza așa cum trebuie, adaugi constant design-uri noi și așa la care ei să poată să aibă acces și atunci da, așa poate fi francizat. Să o francizezi cu totul? Nu.
cred că este o idee bună pentru că vei începe cu fiecare creativ pe partea lui. Am înțeles. Un model similar este un jucător destul de mare, adică printre cei mai mari din lume, în state, în America. Ei sunt taxați foarte mult pe partea de jaluzele, pentru că americanii nu prea sunt ei cu perdele și draperii, dar ei au altfel, ei au magazinele lor proprii și au francizat doar partea de măsurători și instalare. Cam ce am zis eu. Dar magazinele sunt ale lor în toate statele. Da, eu nu văd, de exemplu, poți foarte bine să pui franciza, adică omul să poată să-și facă și showroom în franciză. Nu văd neapărat o problemă. Dar partea asta cu... Cred că business-ul vostru se pretează mult mai mult la a avea o modalitate să, exact cum ai zis Adrian, la a avea o modalitate să intru la om în casă decât să îmi aduc omul constant la un showroom. Adică o parte de showroom mobil, să zic. Da. Ok. Și, mă rog, programările să se facă pe o platformă. Cred că înțeleg ce vrei să spui. Bun, păi cam astea au fost întrebările. Sper că m-am încadrat în timpul alocat. La fix cu 2 minute peste. Ca la consultațiile la medic. Da. Bun, dragule, mulțumesc mult, mi-a făcut plăcere. Mulțumesc mult și eu. Mulțumesc, Adrian. Mulțumim, doamne. Mulțumesc, Adrian, și ne reauzim la Cu următor. drag, domnul Răzvan. Zi faină, weekend plăcut. Vă salut, weekend plăcut și vouă. La fel, Salut, 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 Ștefan. dragilor, că dacă vreți să primiți fundamentul zilei, că tot vorbim de fundamentul zilei constant, dacă vreți să fiți anunțați constant când lansăm un episod nou din TBF Show și o facem destul de des, de 2-3 ori pe săptămână, dacă vreți să primiți filozofia de duminică, un e-mail interesant în fiecare duminică, intrați pe tbf.ro și înscrieți-vă la newsletter. Iar știți voi vorba aia, până data viitoare, rămâneți nerezonabili.